Peste 2 milioane de români își sărbătoresc onomastica de sărbătoarea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Potrivit Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, sunt peste 1,3 milioane de bărbați care poartă numele de Ioan sau derivate ale lui și peste 650.000 de femei. Dintre prenumele masculine, cel mai des întâlnit este Ioan. 464.046 de persoane poartă acest nume. Se întâlnesc de asemenea prenumele Ion, purtat de 355.398 de români. Ionel, nume purtat de 137.827. Ioniță, Ionuț, Ivan, Jean, Jean și Nelu. În rândul femeilor, cel mai întâlnit este prenumele Ioana, purtat de 387.913 persoane, dar și Ionela, nume purtat de 147.378 de femei, precum și Ionelia, Ionica, Ionuța, Jana, Nela, Oana sau Onuța.